Aș dori să mai recitim primele două versete din textul din calendar din seara aceasta, care a fost citit deja. Neemia, capitolul 4, versetele 1 și 2, doar le citim. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Vă invit să vă reașezați. În seara aceasta, cu ajutorul Domnului, doresc să aduc un mesaj de zidire, de îmbărbătare din cuvântul lui Dumnezeu, așa după cum este programat în calendar. Mesajul din seara aceasta, din acest cuvânt, l-am intitulat Piedici în calea slujirii și metode de apărare, pe care le-am scos din acest text. Am căutat să văd învățăturile practice și spirituale care putem să le obținem de aici, din cuvântul lui Dumnezeu. Așa că împreună aș dori să vedem, să analizăm puțin piedicile care apar în calea slujirii și metodele de apărare, cum să biruim, cum să depășim acele piedici. Dar pentru început, dați-mi voie să reafirm că fiecare credincios din casa lui Dumnezeu este un slujitor. Afirmația aceasta trebuie să fie adevărată în dreptul fiecăruia dintre noi și am să caut să explic. Fiecare membru din adunare, fiecare copil al lui Dumnezeu, fiecare participant la slujbe trebuie să fie un slujitor, nu doar cei care vin aici. Uneori, fie prin felul în care transmitem noi mesajele, fie prin felul în care înțelegem lucrurile, cei care vin la adunare și doar zicem noi că stau pe bancă, trăiesc uneori cu impresia că ei nu fac nimic și că ei nu fac nicio slujbă. Și aș dori, dacă se poate, să corectez acest percept greșit. Dacă nu sunt oameni care să vină și să stea pe bancă în adunare, n-avem biserică, fraților. Sunteți de acord cu mine? Dacă nu sunt oameni care să vină să stea pe bancă în adunare, nu-i biserică. De acolo începe biserica, de la oamenii care vin în adunare. Așa. Dacă nu vin oameni care să stea pe bancă și să contribuie financiar la lucrarea lui Dumnezeu, avem biserică. Dacă nu există oameni care vin și stau pe bancă și se roagă pentru lucrarea lui Dumnezeu și pentru biserică și pentru slujitori, n-avem biserică. Așa că slujirea și lucrarea lui Dumnezeu începe cu oamenii care vin și stau pe bancă. Dar țineți cont, fraților, și statul pe bancă, în timp ce se predică, cu ochii, cu urechile și cu inima deschisă, e un act de slujire înaintea lui Dumnezeu. Iubitul meu frate și soră și prieten, dacă dumneata în seara aceasta stai pe bancă, nu faci nimic, dar stai pe bancă și asculți și asimilezi și iai în serios ce se petrece aici și ce-ți dă Dumnezeu aici, ăsta e un act al slujirii. De ce spun lucrul acesta? Dumneata ai putea să stai acum seara în timpul ăsta la televizor, acasă. Nu? Ai putea să stai la televizor, să te uiți la canale sau la computer. Dar nu faci lucrul ăsta. Ai ales ca în seara aceasta să vii să stai pe bancă, să te rogi, să dai un ban, să cânți și să asculți mesajul lui Dumnezeu. Asta e o slujbă, fraților. Și fără astfel de slujitori nu este biserică. Așa că niciodată un membru simplu, iar în ghilimele, membru simplu care vine și doar stă pe bancă, să nu creadă că el nu face nimic.
simplu fapt că îți pui 5 ore într-o duminică să vii și să stai înaintea lui Dumnezeu, e o slujbă, fraților. Pentru că alți oameni folosesc timpul acesta în alte scopuri, dar noi, ca și copii ai lui Dumnezeu, alegem să folosim timpul acesta în prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu ne binecuvintează. Și nu considerăm că e o risipă să arunci 5 ore, dacă pui și drumul în ziua de duminică și începutul și sfârșitul, 6-7 ore în ziua de duminică, nu e o risipă, e un câștig, dar e o slujbă. Așa că fiecare dintre noi, în seara aceasta și nu numai, suntem slujitori ai lui Dumnezeu prin lucrarea pe care o facem. Tot în această lungă introducere vreau să vă încurajez și mă încurajez și pe mine și m-am bucurat când, nu cu mult timp în urmă, vizitând o soră văduvă bolnavă împreună cu soția, soră care în cadrul familiei ei nu e chiar singură, îmi povestea că Dumnezeu i-a încredințat o mare slujbă și că ea caută înaintea lui Dumnezeu să-și ducă slujba aceasta și să o facă. Și eu așteptam să văd despre ce-i vorba, că predicator sora nu-i, proroc nu-i, recitator nu-i, cântăreț nu-i, în față nu vine să facă slujbă în adunare, când vine la adunare nu-i văzută. Ce slujbă așa de importantă i-a dat Dumnezeu că o duce la îndeplinire și caută să o ducă la îndeplinire prin harul lui Dumnezeu? Și mi-a arătat lista în care mi-a spus că are peste 60 și de persoane și grupuri de persoane pentru care în fiecare zi stă înaintea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciune, începând de la copii, nepoți și strănepoți, slujitorii din adunare, biserica, cântăreții, formațiile, dirijorii, cei necăjiți, frații care lucrează, îngrijitorii casei Domnului, tot ce Domnul i-a pus pe inimă, a scris acolo ca să nu uite. Și mi-a spus: frate Cornel, nu vreau să mă laud, dar în fiecare zi aduc înaintea lui Dumnezeu și asta e slujba mea și o duc la îndeplinire și o fac cu bucurie. Frați și surori, toți suntem slujitori, toți trebuie să fim slujitori, niciunul dintre dumneavoastră să nu se gândească: oh, eu sunt un simplu membru la adunare. Nu există simplu membru în adunare, toți sunt slujitori în locul unde Dumnezeu i-a așezat. Și pentru că toți suntem slujitori, acum s-ar putea cineva să nu slujească dacă se joacă la telefon, dacă stă de vorbă, dacă desenează, dacă e cu mintea în altă parte, aia nu-i nicio slujbă. Dar tot mai bine că e aici și nu-i la film sau la distracție sau la băutură în altă parte, tot mai bine că e aici. Ne bucurăm și pentru asta, pentru că ești aici, ne bucurăm. Domnul să binecuvânteze pe toți cei care vin aici. Credem că într-o zi Dumnezeu atinge inima și celor care sunt mai ușuratici și nu le stă minte aici. Dar toți cei care sunt cu mintea și cu inima aici sunt la slujbă și fac o slujbă înaintea lui Dumnezeu și Domnul să binecuvânteze adunarea și toți slujitorii. Și pentru că toți suntem slujitori, toți avem piedici în calea slujirii. Toți căutăm să slujim pe Dumnezeu, să facem voia lui Dumnezeu, dar sunt piedici. Și piedicile sunt puse de vrăjmași. Și în primul rând, aș dori să scot în evidență faptul că vrăjmașul folosește o strategie de demoralizare a lucrătorilor, a dumneata, le și a mea. Diavolul caută să ne demoralizeze în viața noastră de slujire, în viața noastră de credință. Caută să ne demoralizeze. Și cum face lucrul acesta? Haideți să vedem din text procedura lui, că e bine pus la punct. În primul rând vine și spune că n-ai putere. Vine și spune că n-ai putere. Și când vine cineva și spune că n-ai putere, te demoralizezi. Când îți spune că nu ești bun de nimic, te demoralizezi. Uitați ce s-a întâmplat și care au fost cuvintele folosite de Sambalat. Și Sambalat a fost frate, prieten bun cu Tobia. Ăștia au fost colegi
amândoi, colegi și prieteni. La ce lucrează acești iudei neputincioși? I-o caracterizat, le-o pus un label, o etichetă pe frunte. Ce fac iudeii ăștia neputincioși? La ce lucrează oamenii ăștia neputincioși? Prima dată diavolul vine și spune că tu ești neputincios, că nu poți, că ești slab. Și uneori chiar și-l credem pe diavolul și rostim și noi cuvintele astea. Frate, eu sunt slab. Eu ce să fac? Eu sunt slab. Dar cine ți-a spus că ești slab? Cine te-a învățat că ești slab? Cine m-a învățat? Că și Gedeon a zis că e slab. Gedeon a zis că e slab și cel mai slab și cel mai neînsemnat. Dar ce i-a spus Dumnezeu? Du-te cu puterea pe care o ai, nu cu care o să ți-o dau, pe care o ai. Gedeon avea putere, dar el, săracul, credea că e slab. Și uneori așa suntem și noi, așa ne demoralizează diavolul. Ceva se întâmplă în viața noastră și într-un fel sau altul cineva ne șoptește: mă, lasă-mă că tu ești slab, tu nu ești bun de nimic. Și te-o demoralizat și începi să crezi, să accepti ideea asta, că ești slab și că nu ești bun de nimic. Șoapta asta vine de la cel rău. Asta e o piedică pe calea credinței și în calea slujirii. Și oamenii pot să se lase demoralizați atunci când îi spune cineva că e slab. Acum, dați-mi voie să fac o paranteză aici care cred că e potrivită. Dacă ești într-o lucrare greșită și nu ești bun pentru lucrarea respectivă, e bine să nu o faci și să faci altceva unde te-a chemat și te-a așezat Dumnezeu. Dar dacă ești în loc unde te-a așezat Dumnezeu, niciodată să nu accepți șoapta celui rău că ești slab. Nu! Dumnezeu când ne trimite în lucrare, El ne dă și putere, El este cu noi, slăvit să fie numele Lui. Niciodată să nu accepți șoapta aceasta a celui rău. Apoi, a doua metodă de demoralizare spune că slujba pe care o faci n-are valoare. Auzi că e expert aici. Prima dată spune că ești neputincios, nu ești bun de nimic. Apoi spune că slujba n-are valoare. Versetul 2, partea a doua. Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jerfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Oameni buni, voi nu vedeți ce faceți? Ce încercați să faceți? Ce e asta? Pietre îngropate de foc și de praf. Credeți că voi o să le dați viață? Voi nu sunteți conștienți că munca voastră n-are nicio valoare? Ce vreți să faceți? Ce e asta aici? Ți s-a întâmplat vreodată în lucrarea lui Dumnezeu să vină cineva să te demoralizeze în felul ăsta? Că n-are valoare, auzi, n-are însemnătate. Dacă vrei să tai picioarele unui om, e suficient să-i spui că n-are valoare ce faci. Mai ales la bărbat, dar cred că și la femeie la fel, dar mai ales la bărbat. Spune că n-are valoare. Dacă vrei să-ți distrugi bărbatul, femeie care ești măritată, spune că ce face el nu-i bun de nimic și că n-are nicio valoare și că-și pierde timpul degeaba. Și l-ai terminat. Apoi să știi că nici nu mai e bun de nimic. Nici munci nu mai poate, nici dormi nu mai poate. Așa îl demoralizezi cel mai ușor pe un om, când spui că lucrul pe care îl face el n-are nicio valoare. Ce faci tu acolo? Ce e aia? Ce fac eu e important, voi ce faceți n-are valoare. Frați și surori, în ochii lui Dumnezeu și pentru ca Domnul Iisus Hristos să ne învețe lecția valorii în ochii lui Dumnezeu, El a mers până la un pahar de apă. Un pahar de apă, fraților, e scris în ceruri, are valoare în ochii lui Dumnezeu când dai un pahar de apă unui om însetat. Scrie Dumnezeu paharul ăsta de apă în ceruri și va răsplăti paharul de apă. Ce părere avem noi? Știe Dumnezeu să răsplătească? E importantă lucrarea pe care o facem, dacă un pahar de apă care ne-l dă tot Dumnezeu, dar și paharul de apă pe care îl ia cineva. Eu vă spun ca om, eu mă supăr
că aici, la biserică, mă supăr când văd oameni care vin aici cu trocul și cu venul plin cu 20-30 de vase din alea, nu de galoane, că un vas are 5 galoane. 20-30 de vase, plin venul, plin trocul, vine aici și parchează, le umple cu apă, dar sunt oameni care nu vin la biserică, care n-au treabă cu adunarea asta, nu vin nici măcar să pun un dolar sau să rostească o rugăciune. Oricum, în inima mea, ca copil al lui Dumnezeu, eu zic, Doamne, binecuvintează pe orice om care bea un pahar de apă de aici, de la Happy Valley. Și dacă intră apa asta în trupul lor, să intre și apa vieții într-o zi în inima lor și în mintea lor și să-i aduci, Doamne, la mântuire și să-i mai trezești pe unii până apa asta de aici. Într-un fel, nu ne pare rău, că și asta e o slujbă înaintea lui Dumnezeu. Nu-i corect pentru oamenii ăștia care nu vin la biserică, nu-s parte din adunare și nu vin să-și ducă un galon pentru ei. Nu știu ce business, ce afacere au ei, dar se descurcă foarte bine că au apă pe gratis de la adunare. Dacă pentru Domnul e important un pahar de apă și dacă pentru Domnul e important un fir de păr, înseamnă că orice lucrare pe care o faci dumneata și pe care o fac eu, oricât de mic ar fi ea, are valoare și va avea o dreaptă răsplătire. Și Dumnezeu să binecuvânteze adunarea și poporul lui și niciodată să nu-l crezi pe diavol. Să nu crezi atunci când faci o slujbă pentru Domnul că lucrarea ta nu are valoare. Lucrarea ta are valoare în ochii lui Dumnezeu, indiferent de ce ar spune oamenii. Apoi, a treia metodă de demoralizare, diavolul vine și spune că lucrarea nu-i trainică. Îi ceva acum, dar nu durează. Asta nu ține. Asta e metoda lui. În versetul 3, auziți ce artist, în ghilimele, ce artist e Tobia ăsta, care până la urmă ajunge în casa lui Dumnezeu să-și pună casa acolo, să locuiască acolo. Trebuia un Vlad Țepeș pentru omul ăsta. Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai, dacă se va sui o vulpe, auzi? De unde o trecut să spune expresia asta prin cap? De aia l-am numit artist. Ăsta a avut minte. Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Adică, mă, oameni buni, nu numai că n-are valoare ce faceți, dar ce faceți voi nici nu ține. Voi puneți niște pietre acolo una peste alta, credeți că faceți mare lucru, dar dacă vine o vulpe ca să atace găinile, când sare peste gard, vă dărâmă gardul. Ah, ce bine, după o astfel de afirmație, ce bine se simte omul care lucrează la zid, nu? Am mai auzit despre oameni care n-au fost meseriași și au zidit garduri aici în Arizona. Și n-au știut că aici suflă vântul. Și gardul ăla din bolțari, ăla e înalt, la 6 feet, și când vine vântul, trebuie forță ca să-l țină. Și dacă nu pui stâlpii adânc în pământ, măcar 3 feet trebuie să aibă în pământ stâlpii. Dacă nu-i pui stâlpii adânc în pământ, așa îi culcă jos, ca și cum n-ar avea nimic. Și am auzit că au fost care au lucrat nefiind meseriași, au zis un pic de fundație acolo și au zidit, au venit o furtună și l-au culcat jos. Așa vroia să spună Tobia despre lucrătorii Domnului care ridicau zidul Ierusalimului. Ce faceți voi? Voi nu vă dați seama că ce faceți voi îi dărâma de o vulpe, cum se plimbă vulpea și vulpea se plimbă finuții? Extraordinar ce bat jocură ca să-i demoralizeze pe oameni. Nu ține, frate, ce faci. N-are rost să te trudești. Nu ține. Vii la repetiție câteva ore ca să cânți o cântare. Și după ce s-a terminat cântarea, gata. Ce e asta? Păi dacă ar fi cântarea mai lungă, dacă ar fi mai multe cântări, dacă ar fi mai des, da? E prea puțin, nu-i trainică lucrarea. Așa vine diavolul și îți spune ca să te demoralizeze. Nu. Fraților, frații, surori și prieteni, ce facem noi pentru Domnul și împărăția Lui rămâne veșnic. Rămâne în picioare. Nimeni nu dărâmă ce zidește Dumnezeu. Când noi zidim împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu binecuvintează și e trainic
Și nu mă refer la ziduri care alea o să se dărâme într-o zi, că vine vremea când se facă Domnul cerul noi și pământ nou. Nu ne interesează așa de mult aspectul acesta fizic sau casele noastre, ci din punct de vedere spiritual. Nu accepta șoapta diavolului că lucrarea pe care o faci nu-i trainică și se va risipi. Și rugăciunile pe care noi le rostim și credem că nu sunt ascultate și nu sunt primite, ele rămân înaintea lui Dumnezeu ca chiar și după moartea celui care a înălțat rugăciunile către Dumnezeu. Noi putem să plecăm din lumea aceasta, să nu vedem răspuns la rugăciuni, dar Dumnezeu ține rugăciunile noastre înaintea lui și poate să dea răspuns. Și nu puține au fost experiențele în care după moartea părinților sau bunicilor, cei pentru care s-au rugat ei s-au întors la Domnul. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Orice lucrare care o facem pentru Domnul și numele Lui și la porunca Domnului și sub călăuza Duhului Sfânt, e o lucrare trainică care rămâne, chiar dacă nu rămâne în analele istoriei, chiar dacă nu e scrisă pe pământ nicăieri, rămâne în ceruri. Deci să revizuim puțin metodele de, sau strategia de demoralizare. Diavolul vine și ne spune că n-avem putere, apoi ne spune că munca n-are valoare și apoi ne spune că munca nu-i trainică. Apoi, al doilea pas sau a doua mare piedică în calea slujirii este faptul că vrăjmașul sau vrăjmașii se unesc și ei se unesc. Se unesc pentru ca să distrugă lucrarea. Prima dată vrea să-l demoralizeze pe slujitor și apoi vrea să distrugă lucrarea pe care Domnul te-a chemat să o faci, sau m-a chemat să o fac, sau ne-a chemat pe noi toți să o facem. În versetul 8, uitați ce scrie aici. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Și oamenii răi, și dușmanii știu să se unească și știu că în unitate există putere. Și diavolul poate să folosească această strategie și să atace prin surprindere. Asta e metoda folosită de el. Caută să atace prin surprindere. Versetul 11. Vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor și vom ucide. Diavolul îi e expert în a ataca din punct de vedere spiritual pe copiii lui prin surprindere. Fiți cu mare atenție la câteva cuvinte. Dacă noi am fi avertizați dinainte cu privire la atacul pe care diavolul se pregătește să ne-l facă, cei mai mulți dintre noi am rămânea întotdeauna în picioare. Dar diavolul ne ia prin surprindere, adică atunci când nu te aștepți. Cele mai devastatoare înfrângeri, cele mai periculoase atacuri sunt atunci când omul nu se așteaptă, când omul nu e pregătit. Și dacă stai de vorbă și citești memoriile celor care au căzut și dacă vorbești în zilele noastre cu oameni care au căzut, fiecare o să spună la fel: nu m-am așteptat, m-a luat prin surprindere, n-am fost pregătit, n-am crezut că o să mi se întâmple. Diavolul știe să folosească această artă a războiului și să te atace prin surprindere, adică atunci când nu te aștepți, când mintea ți-e în altă parte, tu te gândești, ești cu capul nori poate, te gândești la business, la alte lucruri, și atunci diavolul îți intersectează calea. Bun, oară poți să fii la computer, pregătești un contract pentru business, și în timp ce pregătești un contract apare pop-up icons, windows. Apare numai pe computer invitația. Îți apare invitația. Tu nu te gândești la rău. Nici nu stă minte acolo. Tu te gândești la business și la contractul pe care trebuie să-l pregătești. Dar oricâți firewalls ar fi, oricâți pereți de foc, așa îi numește în termeni tehnici firewalls, îți puși ca să protejeze computerul să nu vină gunoiul din afară, oricât ar fi tot mai străbate, că sunt alții care sunt mai deștepți decât cei care au făcut firewall și merge pe lângă firewall și ajunge în computerul tău. Și apare
apare fereastra. I am single. I am single and I just want to chat. Adică sunt o femeie singură, nemăritată și nu mai vreau să discutăm așa. Tu ești cu mintea la business. Nu te-ai gândit la așa ceva. N-ai mers la computer să păcătuiești. Nu, te-ai dus să-ți faci treaba, business-ul. Dar diavolul folosește metoda aia când tu nu ești pregătit. Și apare that papa. Hei, nu vrei să stăm de vorbă? Și tu prima dată că nu-ți stă minte acolo, zici, mă, dar n-am eu ce căuta acolo. Dar după aia poți să zici, da, așa de curiozitate, ia să văd ce se întâmplă. Știți că mulți cad așa? Știți că mulți cad așa și cei mai mulți cad așa? Să văd ce-o fi, că doar nu fac niciun rău. Să văd ce-o fi. Și face click. Că e așa de ușor acum, frați și surori. Îi mai ușor acum pentru om să cadă în păcat. Și astea sunt păcatele în care cad poate 80% dintre credincioși și creștini. Îi așa de ușor să cazi în păcat acum că te caută păcatul acasă, să bagă forțat pe gâtul tău și ești nepregătit. Și zici, să văd ce va fi, ce se va întâmpla, că doar n-am de gând să fac nimic. Și n-ai de gând să faci nimic. Dar e destul că ai apăsat acolo și nu știu ce se întâmplă, că eu n-am apăsat niciodată. Dacă este cineva care vrea să depună mărturisire, aș vrea să fiu și eu puțin educat. După slujbă sau săptămâna care urmează, să mă sunați, să veniți să-mi spuneți ce se întâmplă dacă apeși acolo. Că ceva bun nu se întâmplă. Și de acolo să mergem mai departe, să mergem mai departe. Asta e o variantă și apoi sunt alte variante și alte variante și e așa de ușor. Și frați și surori care aveți computer, care aveți tablete, care aveți telefoane, dumneavoastră știți că nu vorbesc aiurea. Astea sunt realități triste și momeli aruncate de diavolul și care îi prinde pe oameni prin surprindere. Copiii și tinerii, ce să mai vorbești? Ce să mai vorbim? Fraților, dacă copiii au acces la computere și la iPads, dacă copiii... Păi un adult, un om la 50-60 de ani cade. Ce face un copil la 12 ani, la 13 ani, la 14 ani? Ce face? Când îi se pune oferta asta? Că îl întreabă computerul. Cred că am mai spus odată chestia asta, dar vine din nou în minte și știu sigur că o spun pentru cineva. Îl întreabă, ai 18 ani, că n-ai voie să intri aici dacă ai 18 ani. Și copilul de 13 ani râde de nu mai poate, cu gura până la urechi. Păi sigur că am peste 18 ani, come on, păi cine știe? Păi ce așa mare lucru să spui? Că da, sunt peste 18 ani, cine mă verifică pe mine? Și ai intrat acolo unde intră numai cei care sunt peste 18 ani. Că de la 18 ani diavolul spune că omul are dreptul să păcătuiască. De la 18 ani încolo. Până la 18 ani n-are drept. Dar de la 18 ani are dreptul. Iubiți frați și surori, atacurile celui rău pentru viața noastră spirituală și viața noastră de credință sunt prin surprindere. Te prinde când nu te aștepți, când nu te gândești. Și apoi diavolul caută punctele slabe. Punctele slabe, punctele vulnerabile ale războinicului. În versetele 11 la 13, cuvântul acesta întărește ceea ce spun. Nu vor ști și nu vor vedea nimic până când vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide, îi vom face astfel să înceteze lucrarea. Versetul 13. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, dinapoi a zidului, și în locurile tari, poporul, pe familii, i-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. Pentru că Nemia a fost înștiințat de strategia inamicului și el s-a pregătit și a așezat oameni în punctele de jos, în spatele zidului, în toate punctele slabe. Diavolul caută punctele tale și punctele mele slabe. Eu nu știu care sunt punctele tale slabe, eu le știu pe ale mele. Dar unde ești tu mai slab, acolo vine diavolul și bate la ușă. Acolo încearcă. Acolo are șanse. Unde ești tare,
diavolul te lasă în pace. De exemplu, dacă tu n-ai pus niciodată alcool în gură, dacă n-ai pus niciodată alcool, dacă nu-ți place nici măcar mirosul de alcool, dar măcar gustul, dacă nu te ispitește, dacă nu te tentează, diavolul nu va bate la ușa asta, că n-are, nici, n-are niciun sens. Diavolul știe că acolo ești tare. Dar dacă e slab, dacă încă există pofta în tine, dacă te atrage mirosul sau aspectul. Uneori se întâmplă când mergem la Walmart sau undeva la prăvălie, trecem pe lângă aleea cu băuturi. Și eu mă opresc și mă uit, mă uimesc, pur și simplu rămân uimit, câte feluri și cum pregătesc ambalajul, domnule. Extraordinar! Extraordinar! Ca să-l tenteze pe om. Pregătesc un ambalaj ba sclipitor, ba o formă bombastică, ceva ieșit din comun, ca să-l tenteze pe om. Mai micșorează prețurile, îți dă sales, dacă cumperi două, ți-o dat treapă gratis și mai știu eu ce. Și eu mă opresc câteodată și mă uit. Nu că s-a ispitit, mulțumesc Domnului, că n-am fost niciodată ispitit în domeniul acesta, dar mă trezesc așa perplexat. Băi, diavolul ăsta, ce strategie folosește? Și dacă eu mă slab, apoi soția mă trage de mâine, că zice, Cornel, hai mă, că ori veni ceva fraze la biserică pe aici, o să te vadă, cine știe ce compresie o să-și facă despre noi. Am zis, nu-i nicio problemă, ok, hai să mergem. Diavolul va căuta punctul slab. Nu știu care e punctul slab. Punctul slab s-ar putea să fie televizorul. Punctul slab s-ar putea să fie computerul. Punctul slab s-ar putea să fie băutura, fumatul, vorbele ușuratice, bârfa. Unii au probleme cu bârfa. Și nu știu cum se întâmplă că ăștia își găsesc tovarăși. Mă, să întâlnesc ăștia, să-mi prietenesc, mă. Și ăștia atâtea au de povestit, dar numai bârfe. Și povestea lui Roș Coco și toți păstorii din America și comitetele și ce-a mai făcut cu tare și ai auzit ce-a făcut cu tare și ai auzit nevasta lui cu tare și ai auzit fratele cu tare și ăla din comitet acolo și ai auzit ce s-a întâmplat în biserica aia la altă și acum în Phoenix istorie în fiecare duminică, câte biserici, unde, cum, ce se mai întâmpla. Fraților, ți-a văzut diavolul punctul slab și acolo te prinde și îți trimite prieteni din ăștia care te sună în fiecare zi să te informeze, să știi tot ce se întâmplă. Și așa, da, poți să dormi liniștit acum, știi tot ce s-a întâmplat în America. Păzește-te, frate și soră, ăsta e punctul tău slab. Și diavolul te prinde și te chinuiește și te face să păcătuiești. Fii atent la viața de slujire, pentru că Dumnezeu ne vrea pentru el. Diavolul are strategii, are metode, știe cum să te atace și cum să te doboare. Și pe cei mai mulți i-a doborât prin surprindere și la punctele slabe. Am să menționez doar pe scurt și am să închei cu metodele de apărare. Sunt patru metode de apărare pe care le putem folosi. Pentru că noi suntem într-un război continuu. Prima metodă de apărare a noastră este rugăciunea. Versetul 9, prima parte. Ne-am rugat Dumnezeului nostru. Asta spune Nemia. Când am auzit ce face dușmanul, când am auzit ce face inamicul, noi ne-am rugat Dumnezeului nostru. Mai are rost în secolul 21 să se roage oamenii? Mai există oameni care caută fața lui Dumnezeu prin rugăciune? Mai e rugăciunea o metodă viabilă de înfrângere a vrăjmașului? Da, 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 slăvit să fie Domnul! În rugăciune există puterea necesară. Acolo Dumnezeu dă energie, acolo Dumnezeu deschide ochii, dă lumină, putere, capacitate, abilități. Acolo Dumnezeu binecuvintează poporul care se roagă. Frați și surori, niciodată nu vom pierde că ne rugăm. Poate că ne disprețuiesc unii,
Poate că unii chiar dintre credincioși spun, mă, la Happy Valley sunteți prea gălăgioși, prea tare strigați, prea tare vă rugați, sunteți cam demodați. Slăviți să fie Domnul, să fim fraților, că noi strigăm aici, ne rugăm aici și Dumnezeu aude în ceruri. Și biserica aceasta există pentru faptul că au fost oameni care s-au rugat. Și orice lucrare a lui Dumnezeu frumoasă e un rezultat al rugăciunilor cuiva. Dumnezeu nu face lucruri la voia întâmplării. Ce se întâmplă, se întâmplă ca rezultat al rugăciunilor. Dacă Dumnezeu dă binecuvântare într-o biserică, este pentru că alții se roagă. Dacă cineva predică bine, este pentru că alții sau el se roagă. Dacă cineva cântă cu har sau recită cu har, este pentru că alții sau el se roagă. Dacă Dumnezeu vindecă bolnavi, este pentru că oamenii se roagă. Dacă Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt, este pentru că oamenii se roagă. Orice lucrare frumoasă în viața noastră e rezultat al rugăciunii. Și noi îl binecuvântăm pe Dumnezeu că ne-a dat această armă. Primul lucru și prima metodă de apărare e rugăciunea. Dar nu-i destul, fraților. Nu-i destul. Nu e destul. Apoi Neemia pune străjeri la punctele de intrare. Așa cum am citit deja versetul 9, partea a doua și versetul 13. Pune străjeri. Neemia, dar v-ați rugat. V-ați rugat și ați cerut protecție divină. Nu-i destul. De ce mai pui străjeri dacă vă păzește Domnul? Nu ne vine gândul ăsta în minte. De ce mai faci și tu apărarea ta dacă voi v-ați rugat? Fraților, noi ne rugăm, dar și noi, la rândul nostru, trebuie să căutăm metode de apărare. Noi să ne apărăm biserica, noi să ne apărăm viața, noi să ne apărăm familia. Noi suntem chemați de Dumnezeu să facem parte din acest proces de apărare. Nu, e simplu rezolvat. Ne-am rugat și gata, nu mai facem nimic. Nu, nu, nu. Neemia a așezat în punctele slabe, pe unde poate să intre inamicul, a așezat străjeri. Asta înseamnă că fiecare dintre noi ar trebui să fim omul din spărtură. Omul care face lucrarea pe care alții nu vor să o facă. Omul care stă înaintea lui Dumnezeu pentru poporul și lucrarea lui Dumnezeu. Pune străjeri la punctele slabe. Scoate televizorul din priză dacă e punctul slab. Taie cablu la televizor și la internet. Ia măsuri drastice. Vezi unde e spărtura în familia ta și drege spărtura aceea. Pune străjeri acolo care să stea înaintea lui Dumnezeu. Apoi, a treia metodă e încurajarea poporului. Încurajarea poporului. Că știți, fraților, dacă diavolul ne demoralizează, noi trebuie să venim la casa Domnului și Dumnezeu să ne bărbăteze. Afară diavolul ne demoralizează și aici Domnul ne îmbărbătează, ne încurajează. Și hai să privim, să vedem ce face Neemia, versetul 14, partea a doua. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător. Frați și surori, nu vă temeți, spune cuvântul. Nu te teme, nu te teme, nu te teme. Și adu-ți aminte de Dumnezeu cel mare și înfricoșător. Adică adu-ți aminte că tu și eu, noi slujim un Dumnezeu atotputernic. Adu-ți aminte că Dumnezeul acesta este cu tine și este cu mine. Adu-ți aminte că slujești și slujim nu un Dumnezeu făcut de mâini omenești, nu o sculptură, nu un portret, nu un chip de aur turnat, ci slujim pe marele creator și răscumpărător, binecuvântat să fie numele Lui. Adu-ți aminte, nu te teme, niciodată vrăjmașul nu-i mai puternic decât noi, fraților, pentru că cu noi este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este cu noi, cine va fi împotriva noastră? Cine poate să stea în fața lui Dumnezeu? Domnul este cel care se luptă pentru noi. Deci poporul trebuie încurajat. Domnul este cu noi și Domnul este atotputernic. Și apoi, altă încurajare. Lupta merită dusă, fraților. Merită să duci lupta aceasta.
Haideți să privim, să vedem ce spune Nemia. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșător și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Adică, there is a lot of stake here. Adică, se merită să lupți, că ai mult de apărat. Ai nevastă, ai copii, ai nepoți, ai frați și surori, ai familia mare, ai biserica, ai comunitatea. Să merită să lupți. Războiul ăsta merită dus. Nu-l duci numai pentru tine. Nu-l duci numai pentru tine. Îl duci pentru toată casa și familia ta și pentru poporul lui Dumnezeu. Merită acest război dus și lupta dusă până la capăt. Domnul să ne ajute. Și apoi, a patra metodă și ultima, pregătirea poporului pentru un eventual război. Poporul trebuie pregătit, poporul trebuie să știe. Noi trebuie să știm că nu suntem într-un parc de joacă, ci suntem pe un teren de război. Noi nu suntem la parcul de pe 19 Avenue cu Union Hills, unde merg acolo oamenii să se joace. Noi suntem pe un teren de război, unde se duc lupte, unde oamenii cad, unde alții sunt înfrânți, unde în fiecare zi trebuie să ne ducem lupta până la capăt și trebuie să fim educați în sensul acesta. Versetele 16 și 17. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoi a întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau și cu alta țineau armă. Adică, Nemia a împărțit poporul în două. Jumătate au fost soldați. Ăștia au fost înarmați până în dinți să apere poporul. Și cealaltă jumătate lucrau, dar aveau și armele cu ei. Adică tot poporul era pregătit de război. Noi suntem pe terenul de luptă. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în cuvântul sfânt, în Efeseni Reptifii, capitolul 6, de la versetul 12 la 17, să ne înarmăm cu armătura lui Dumnezeu. Pentru că noi am pornit la război. Ne trebuie scut, pavăză, ne trebuie sabie, ne trebuie încălțăminte, ne trebuie platoșă. Suntem la război. Dumnezeu e cel care ne armează și Dumnezeu se luptă pentru noi. Binecuvântat să fie numele Lui.